Se pregătesc măsuri pentru sprijinul românilor în perioada rece. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a întâlnit la Palatul Victoria cu premierul Florin Câțu și reprezentanții ANRE, ai Consiliului Concurenței, ai Transelectrica și ai Bursei de Energie, OPCOM, și au discutat pe tema prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Ulterior, acesta a transmis faptul că guvernul vrea să compenseze consumatorii până la venitul mediu sau consumul mediu în totalitate în această iarnă, care începe la 1 noiembrie și se termină la 31 martie. El a precizat pentru Ager Press că sunt în România 4,5 milioane de gospodării care consumă până la 1000 de kW pe an, ceea ce înseamnă peste 10 milioane de români. Acum calculăm impactul bugetar, dar sursa de finanțare este chiar impozitul pe venitul suplimentar de reglementare a prețului gazelor, iar din estimările noastre sumele sunt de două ori mai mari decât anul trecut, întrucât și prețul este mai mare. Impozitul pe dividende al companiilor unde statul este acționar, și nu uitați că de la Hidroelectrica statul are acel dividend suplimentar de 800 de milioane de lei încă nevirat și care este ținut ca sursă de finanțare pentru compensarea la electricitate. A precizat ministrul, care a explicat faptul că dacă vorbim de compensare la nivelul venitului mediu, vorbim de 1% pentru toți cei care au un venit mediu în România, iar dacă vorbim de compensare în funcție de consumul mediu, vorbim de un număr de kilowatts pe oră din factură. Ministrul a susținut că această compensare se va face indiferent dacă legea consumatorului vulnerabil va fi votată în timp util.